Poliția, de fapt, trebuie să-și facă datoria. Lucru care cerem tuturor polițiștilor. Dacă cu domnul Todiruț nu am reușit să avem un dialog și domnia sa n-a înțeles, cum i-am spus acum vreo câteva zile, că trebuie să facă parteneriat cu legea și nu cu Partidul Democrat Liberal și cu Gheorghe Flutur, domnia sa n-a înțeles acest lucru, o să înțeleagă foarte curând, în momentul în care îi voi duce viitorului ministru acest dosar cu toate plângerile noastre și cu toate adresele pe care ni le-a trimis domnul Todiruț, răspunsuri în 2P, adică nu se poate, noi îi dăm și făptuitorii și locurile și oamenii și faptele și domnia sa ne dă răspunsuri că nu știe și că nu a găsit și că nu a făcut, dar o să fac în continuare tot ce e posibil. O să-i ușureze munca viitorului ministru al administrației și internelor ca să-l pună pe liber pe domnul Todiruț, care mă gândesc că nu o să reușească să mai stea 3 ani internat pe la Spitalul Militar, pe la Socola sau pe nu știu mai unde, că asta a făcut în anul 2009. Așa a reușit să dribleze conducerea ministerului. Și mă gândesc eu că a dat și dovadă de multă bărbăție. Nu știu, din punctul meu de vedere, când spui poliție, te gândești la bărbăție, la forță, la oameni demni. Adică un șef de poliție care să stea ascuns după halatul medicilor un an de zile și vrea să conducă în continuare Inspectoratul Județean, vedem cum îl conduce.